Întreprinderea de drumuri și poduri Gorj, câștigătoarea licitației, a adus deja utilajele la Turcinești și își organizează șantierul. Cred că nemulțumire există din partea cetățenilor și în continuare datorită faptului că sunt privilegiați de drumul care duce spre Târgu Jiu, dar și acolo promit pe această cale că voi face absolut tot ce stă în putere ca să îmbunătățesc acea situație. De pentru care vreau să vă spun că sunt bucuros că au început de ieri, au adus utilajele, astăzi deja vin și echipamentele de foraj, se pregătește amenajarea de șantier, dar în același timp se pregătește la o distanță de 90 de metri spre lac, puntea pietonală. Puntea va fi construită în paralel cu demararea lucrărilor la consolidarea podului peste Jiu. Primarul din Turcinești promite să meargă zilnic să vadă cum merg lucrurile pe șantier, iar podul să fie gata în 4 luni, așa cum s-a angajat firma constructoare. Mi-au asigurat în continuare că vor termina acest pod în maxim 4 luni, așa cum a fost cerut în momentul în care s-a scos la licitație. E adevărat, m-ar fi bucurat să se termine, cum spunea cineva, într-o lună, ca și în China. Nu se poate așa ceva. Deocamdată rog cetățenii pe această cale să mai fie îngăduitori un pic, că eu promit că nu ne prinde iarna ca noi să ocolim sau să, eu știu, să mai trecem pe acel drum impropriu. Eu voi face în continuare toate demersurile și voi fi aproape de ei pe toată perioada execuției. Nu voi sta liniștit în momentul în care pe ei îi voi vedea că o echipă sau două stă. Voi fi acolo și voi presa. Directorul întreprinderii de drumuri și poduri Gorj, Marius Florica, a explicat că în această perioadă se pregătește șantierul și se amenajează albia. Urmează apoi să foreze pentru a consolida podul. Suntem în faza de pregătire a organizării de șantier. Am adus utilajele, deja se lucrează. Sperăm să nu mai fie precipitații abundente ca să ne afecteze și noua activitate sau viituri pe râul Jiu. Tocmai ce am ieșit dintr-un cod galben și portocaliu de ploi și sper să se desfășoare totul conform planului. Vă veți încadra în termenul propus? Asta ne-am propus, să ne încadrăm în termen. Chiar dacă a trecut prin disponibilizări, șeful IDP Gorj dă asigurări că va executa lucrarea cu utilajele și personalul de care dispune. În prezent, IDP mai are 100 de angajați, iar contractul de consolidare a podului peste Jiu reprezintă o gură importantă de oxigen pentru societate. Faceți față cu utilajele și forța de muncă? Da. Ne planificăm lucrările astfel încât să ne încadrăm și în termenul. Ce înseamnă acest contract pentru IDP? E o gură de aer importantă? Bineînțeles. A venit la momentul oportun. Noi, în continuare, căutăm și alte contracte, mergem la licitații. În funcție de ce oferă piața lucrărilor, sperăm să avem și în alte situații câștig de cauză. Contractul de la Turcinești are o valoare de 9 milioane de lei. Circulația pe pod a fost restricționată de mai bine de 2 luni.